Peisajele predomină în prima expoziție personală a artistului plastic amator Viorel Ciupirlan, vernisată astăzi în aula Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu. Tema expoziției este În căutarea luminii, preocupare continuă a autorului de-a lungul întregii sale vieți artistice. Ar fi prima expoziție personală? Cam așa, prima expoziție, am zis că la 60 de ani să prezint și eu cam. Am mai multe lucrări, dar nu în spațiu. Acesta nu se pot prezenta decât câteva. Cum v-ați descoperit această vocație? O am de mic, de la 6 ani o am. 6-7 ani pictez în ulei. Și ați făcut ceva? Școală? Cursuri? Am făcut o școală populară de artă, mi-am făcut școala de arhitectură, care așa mi-a plăcut. Mi-a plăcut, îmi place frumos. În anul 1982 eu am obținut primul loc pe țară la pictori amatori. Are expoziții, a avut și are expoziții în Buzău, în orașul Avignon, din Franța. Promovează pictura clasică și iluministă în ulei, fiind permanent în căutarea armoniei cu natura. Peisajul și florile domină întreaga expoziție, iar prezența umană nu este evidențiată decât în câteva picturi care redau parfumul prăfuit al târgului Buzău din secolul trecut. Deși a ajuns la o vârstă la care de obicei artistul știe cam tot despre obiectul pasiunilor sale, Viorel Ciupirlan caută în continuare acel ceva care să îl împlinească și să îl definească pentru totdeauna. Peisajul e ca un motiv, dar dacă vă uitați bine, toate caută o lumină, caută de undeva lumina, o perspectivă, sunt în căutare de ceva. Nici eu nu știu ce, dar caut lumina, caut adevărul, caut ceva. Artistul încearcă să îl facă pe privitor să descopere infinitatea de fațete, culori și texturi ale luminii, dar și să cunoască extraordinarele frumuseți ale locurilor mirifice din acest județ binecuvântat. Expoziția va putea fi vizitată până pe 22 mai, iar intrarea va fi gratuită.